Sala Unirii, pentru că e locul unde s-a decis unirea, e zona pe care toți vor să o vadă. Fiecare personalitate politică, fiecare lider politic al României, de la primul președinte Iliescu până astăzi, a vrut să fie Sala Unirii la un moment dat. Parcă arăta mai mult ca niciodată dragostea oamenilor față de Sala Unirii. Cu toții ne întrebau să crea o presiune, vrem să vedem sala, am venit la Alba Iulia. Oamenii au așteptat-o, au dorit să o vadă, iar reacțiile au fost foarte bune pentru că au văzut-o așa cum era în 22, redată la forma ei autentică. De legiul publicului picturile lui Pierre Bellet, pentru că cum au fost restaurate la forma din 1922 și ei au prins foarte bine, mai ales că fiecare încerca să identifice domnitorii de pe cea listă, cine e acolo, cine e acolo, asta ne întrebau cu toții. Un spațiu relativ restrâns, adică poate fi vizitat ușor, în 10 minute, într-o sfert de oră, poți să înțelegi povestea României, intrând în Sala Unirii, privind acolo și ca un tânăr, având în vedere, nu până la urmă, dorința de a consuma repede evenimentele, Sala Unirii poate să concentreze foarte bine povestea Unirii și povestea României de azi.